Bine v-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre mediană, concurența medianelor unui triunghi, matematică clasa a 6. Haideți să vedem pentru început, ce spune definiția medianei într-un triunghi? Segmentul care într-un triunghi unește un vârf cu mijlocul laturii opuse se numește median. În orice triunghi avem trei mediane, câte una corespunzătoare fiecăruia dintre vârfuri. Astfel, în figura din imagine, avem triunghiul ABC, și cunoaștem următoarele lucruri. Punctul M este un punct aparținând segmentului BC cu proprietatea că BM egal MC, deci M este mijlocul lui BC. N aparține segmentului AC, astfel încât NA egal NB și P este un punct de pe segmentul AB cu proprietatea că PA egal cu PB, deci pe mijlocul lui AB. În acest sens, segmentele BN, AM și CP sunt medianele triunghiului ABC. Totodată, fixăm ca aspect important următoarea teoremă. Medianele oricărui triunghi sunt concurente într-un punct notat cu G mare, numit centru de greutate al triunghiului, punctul G fiind situat pe fiecare mediană la distanța de 2/3 față de vârf și 1/3 față de bază. În figura din imagine, triunghiul ABC are medianele reprezentate cu roșu, verde și galben, mediana AM, BN și CP. Ele au ca punct comun punctul G, numit centrul de greutate al triunghiului, și corespunzător fiecare dintre aceste mediane au loc următoarele relații, anume AG este 2/3 din AM, respectiv GM este 1/3 din AM. Pentru celelalte două mediane se păstrează aceeași proprietate, de pildă pentru mediana BN avem BG este 2/3 din BN, GN este 1/3 din BN, iar pentru mediana CP avem CG egal 2/3 din CP, GP egal 1/3 din CP. În continuare, avem o aplicație. Într-un triunghi ABC, M este mijlocul laturii BC, iar AM este jumătate din latura BC. Arătați că triunghiul ABC este dreptunghi. Din ipoteza că M este mijlocul lui BC, rezultă că MC și MB sunt egale. Totodată avem AM jumătate din latura BC. Așadar, vom deduce relațiile AM egal cu MC și AM egal cu MB. În figură, cu verde am bifat cele trei segmente egale ca lungime. În acest caz, triunghiurile AMC respectiv AMB devin triunghiuri isoscele, din care deducem relația de egalitate vis-a-vis de unghi, anume ACM, unghi reprezentat cu roșu, egal cu unghiul CAM, respectiv unghiul MAB cu galben, egal cu unghiul MBA. Dar, dacă efectuăm suma celor patru unghiuri
reprezentate 2 cu roșu, 2 cu galben, vom da de altfel de suma unghiurilor triunghiului ABC. Unghiul ACM îl putem identifica cu unghiul C, CAM plus MAB este unghiul din A, respectiv ABM, unghiul din B. Așadar, suma celor patru unghiuri, anume ACM, CAM, MAB, respectiv MBA, se scrie în baza relațiilor anterioare ca 2 ori unghiul CAM plus MAB și este unghiul C plus unghiul A plus măsura unghiului B, adică 180 de grade, cât reprezintă suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. De aici deducem că unghiul CAM plus unghiul MAB, CAM, MAB, adică unghiul din A, este egal cu 180 de grade împărțit la 2, adică 90 de grade. Așadar, triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic, mai precis, dreptunghic în vârful din A. Astfel, problema este soluționată. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!